ora 9:17, vă spuneam, atât la știrile Horion, cât și pe pagina noastră de Facebook, în fiecare an, la 20 martie. Inclusiv astăzi e sărbătorită Ziua Internațională a Francofoniei, dedicată milioanelor de oameni din întreaga lume care vorbesc sau folosesc în mod regulat limba franceză. Se pare că mai sunt și tineri care vorbesc franceza, deși engleza este la modă în ultimii, nu știu, 20 de ani. Alex Gaman, Eduard Gavrila, Bianca Misu, nu chiar în această ordine pe care am spus-o, sunt alături de mine pe 103,6 NFM, niște tineri foarte inteligenți de la Liceul Voltaire. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Spuneam că voi sărbătoriți, sau Liceul Voltaire, inclusiv voi sărbătoriți Ziua Francofoniei, pe care de fapt voi ați transformat-o în Săptămâna Francofoniei. Într-adevăr, săptămâna aceasta derulăm mai multe evenimente. Spre exemplu, chiar ieri am avut un spectacol, Marca Voltaire, care s-a cântat, s-a dansat, s-a dramatizat în limba lui Voltaire. Și totodată mai avem multe alte evenimente, pentru că, așa cum ați spus, am transformat Ziua Francofoniei în Săptămâna Francofoniei. Ce alte evenimente? Adică veți continua seria spectacolelor sau veți avea și o expoziție? Ieri a avut loc o expoziție, mai participăm la diferite concursuri cu tema francofoniei și încercăm cumva să cumulăm toate experiențele acestea artistice dedicate francofoniei. Ce fel de expoziție ați avut? Ce ați expus voi? Diferite lucrări realizate de colegii noștri. Iată ce frumos, aveți și revista liceului? Da, avem și revista liceului. Am prins-o și eu la Elena Cuza. Atunci când eram și eu la liceu, dar nu mă simt departe de voi. Nu ca vârstă, ci ca atitudine. Și așa sper să rămâneți și voi. Ce aport aveți voi în această săptămână? Adică fiecare din voi cu ce veniți? La aceste spectacole, la expoziție? Încercăm cumva să ne arătăm talentul și cum avem copii foarte talentați în școală, reușim să acoperim toate domeniile, de la muzică, dans, la pictură, teatru, diferite modalități prin care reușim să ne exprimăm. La un moment dat chiar se vorbea să fie scoase aceste materii opționale, nu știu exact ce a mai rămas, mai faceți desen? Da. Asta este foarte bine, zic eu, cu toate că nu toți suntem talentați, dar zic eu că, nu știu, cumva devenim mai inspirați în tot ce facem, avem altă viziune asupra lucrurilor, putem să vedem, de exemplu, într-un nor o formă de animal sau de altceva, nu? Să vedem lucruri frumoase acolo unde nu sunt. Tinerii sunt tentați să se axeze foarte mult pe limba engleză, asta vorbeam și înainte să intrăm în direct, care a devenit cumva o limbă vorbită de toți cei care ajung într-o țară străină și trebuie să adreseze cuiva o întrebare. Asta facem cu toții, întrebăm în engleză, do you speak English? Cam asta este întrebarea, vă că zâmbiți înseamnă că așa este. Cum credeți că am putea să-i orientăm pe tineri și spre franceză? Consider că limba franceză este o limbă frumoasă ca și toate celelalte și hai că nu chiar toate sunt frumoase. Sau cel puțin nu sună atât de bine ca franceza. Fiecare lucru are frumusețea lui. Noi reușim la Voltaire să învățăm franceză cu drag și cu multă pasiune, pentru că avem niște profesori foarte bine pregătiți și care știu să ne îndrume către această limbă frumoasă și plină de romantism, până la urmă. Este o limbă a iubirii. Pentru că până la urmă a avut poate cei mai mari poeți. Da, și până la urmă trebuie să fim conștienți că deja în societatea noastră foarte mult, dacă nu chiar toată lumea, știe limba engleză. Atunci când îți depui un CV sau, nu știu, încerci să faci ceva diferit, ai nevoie de una a doua, adică o a doua limbă, care, din punctul nostru de vedere, ar fi franceza. Foarte bine punctat. Potrivită. Și totodată vreau să menționez că la Voltaire nu este vorba numai despre franceză. Într-adevăr, ne axăm pe franceză, însă noi promovăm multilingvismul, de aceea avem chiar calificări la Olimpiada Națională de Spaniolă și Italiană. Eu mă bucur tare mult să aud asta, pentru că și eu am făcut și engleză, și franceză, și spaniolă în liceu. Era o clasă de limbi străine și mă bucur că se continuă acest lucru și eu cred de asemenea că este foarte bine pentru viitorul vostru să știți cât mai multe limbi străine. Pentru că aveți mult mai multe opțiuni, nu de a pleca din țară, pentru că nu-mi doresc să vă plecați din țară, îmi doresc să rămâneți aici și să faceți ceva aici. Spuneai, Bianca, de faptul că și Alex, la fel, că aveți profesori foarte buni care au știut să vă facă să vă placă limba franceză. Este important profesorul sau dorința voastră de a învăța limba franceză? Ambele sunt importante, însă un aport foarte mare la ceea ce înseamnă învățarea unei limbi și o aduce și profesorul. Adică e pur și simplu atitudinea pe care o avem noi față de o anumită oră. Dacă nu ne place profesorul, nu cred că ne place nici materia și din fericire noi am avut noroc de profesori foarte buni. Da, dar și atâta timp cât profesorul are o atitudine pozitivă față de copil și știe să interacționeze cu el, este un atu pentru a învăța acea limbă mai bine. Cum ar trebui să fie un profesor, Eduard, în concepția ta? Cum ar trebui să fie relația dintre profesor și elev? Adică să fiți cumva prieteni, să știe să fie apropiat de voi sau să fie acea distanță dintre profesor-elev, astfel încât voi să învățați? Nu, contează să fim apropiați, profesorul să interacționeze cu elevul, astfel se creează o relație mult mai bună între copil și profesor, iar acesta este un foarte mare avantaj. În țările nordice chiar au introdus învățarea pe teme muzicale, adică nu la ora de muzică, ci la o materie, spre exemplu limba franceză, da, vine profesorul cu chitara sau cu un alt instrument la care se pricepe să cânte și le cântă cântece în limba franceză. Cum vedeți această metodă de învățământ? V-ar plăcea să fie mai interactiv învățământul din România? Noi la Voltaire încercăm să fim diferiți prin modul de a învăța și prin toate celelalte lucruri pe care le facem în viața de zi cu zi și la școală. Voiam să vă spun că relația la noi dintre profesor și elev este una mai mult de prietenie și bazată pe respect și încredere și de aceea noi ne considerăm diferiți și reușim să avem atâtea rezultate cu copii foarte talentați și niște profesori dedicați într-adevăr învățământului. Eu cred că ceea ce ne ajută pe noi cel mai mult referitor la rezultate și așa e că fructificăm și timpul de după ore, pentru că avem un program after school în care domnii profesori rămân și lucrează alături de noi, ori pentru școală, ori pentru diferite concursuri și sau olimpiade. Adică avem într-adevăr un alt fel de... Adică un fel de meditații gratuite, da, exact, până la urmă, că nu toți părinții își permit să trimită copiii la meditații. Exact. Și din păcate eu am observat că, spre deosebire de perioada pe care eu am prins-o atunci când eram la liceu, acum absolut toți copiii fac meditații. La voi se mai simte nevoia de așa ceva? După after school. În funcție de ce alegem să optăm după liceu, dar în funcție de universitatea la care vrem să mergem, într-adevăr, mai există unele lacune, însă mai puține decât în mod obișnuit. După aceste ore, după after school, da? Ce faceți voi? Mai trebuie să învățați acasă? Nu. Să vă faceți temele sau vi le faceți acolo la școală? Temele și lecțiile le facem cu profesorul respectiv materiei pentru care lucrăm și nu mai este nevoie să învățăm sau să lucrăm după. Acasă ne rămâne mai mult timp să ne dezvoltăm pasiunile și să ne dezvoltăm talentul pe care fiecare dintre noi îl are în sânge și... O să vorbim și despre asta, despre pasiunile voastre, pentru că, Alex, tu știu că ai o mare pasiune, dar revenind la acest învățat la școală, este ceva nou pentru Craiova și pentru România până la urmă. Eu nu am prins așa ceva, mi-ar fi plăcut foarte mult să știu că după ce plec de la școală am tot timpul liber să mă ocup de mine, de ceea ce îmi place, cum și profesorii cred că sunt mult mai mulțumiți pentru că știu că voi plecați cu lecțiile învățate. Exact, și pe lângă lecțiile învățate și temele efectuate alături de profesori, mai avem și activități, adică trupă de teatru, încercăm să ne înființăm o trupă de dezbateri. Pe lângă lecțiile standard, la after school putem să folosim timpul și pentru repetiții de dans sau de teatru sau alte lucruri, adică încercăm să facem lucruri, să îmbinăm utilul cu plăcutul. Eu vreau să-mi promiteți că de fiecare dată când veți avea un proiect o să mă apelați și o să-l promovăm aici la Radio Horion. Acum sigur. Reveni la pasiunile voastre, să vedem ce faceți voi în timpul liber, fiecare dintre voi. Îl lăsăm pe Alex pentru că abia așteaptă să povestească și aștept și eu. Încă nu am intrat pe blogul tău și iată că am dezvăluit ce faci tu în timpul liber. Adică nu ieși la joacă cu copii, nu știu dacă voi vă mai jucați. Eu mă jucam atunci când eram de vârsta voastră, într-un fel sau altul, mă mai joc și acum. Să vedem, Alex, despre ce este vorba. Voiam să vă povestesc despre pasiunea mea pe care am descoperit-o cu ajutorul părinților și persoanelor din jurul meu. Mi-am descoperit talentul de a scrie. Momentan am un blog pe Facebook, Colțul lui Alex. Acolo scriu despre tot ce se întâmplă în jurul meu și ce consider eu că merită discutat și încerc ca prin munca mea să deschid și alte porți de viziune către anumite subiecte. Și ce teme ai abordat tu până acum pe blogul tău? Până acum am abordat teme destul de grele pentru vârsta mea, zice, iubirea, prietenia dintre două persoane. Acum de o martie am scris un mesaj mamei prin care i-am mulțumit că este lângă mine și că există. Uite, știi ce te rog eu? Am o idee. Cât timp vorbesc cu Bianca și cu Eduard, vreau ca tu să cauți pe telefon, pentru că ești conectat la internet, toți sunteți în perioada asta, asta este, și nu, ți alegi tu un paragraf. Alex acum îmi face niște semne că este mult, că el scrie mult și scrie cu pasiune, dar îți alegi tu un paragraf pe care vrei să ni-l citești. Hai să revenim acum la voi. Ce mai faceți voi în timpul liber, Bianca? De obicei eu particip la competiții de dezbatere și oratorie. Să zic că asta e pasiunea mea, vorbitul în public cumva, deși știm că este una dintre cele mai mari temeri pe care o are. Dar pe care ți-o înfrângi doar exact, vorbind în public. Exact, foarte bine punctat. Și călătoresc, încerc să călătoresc cât de mult pot. Atunci și ție ți-ar prinde bine un blog sau ar trebui să colaborezi cu Alex, da, pentru că ai despre ce să scrii, ce vrei să faci mai departe, după ce termin liceul. Mă gândesc să dau la drept. După ce pentru că și acolo, în funcție de ce ai vrea să te faci de fapt. Avocat, procuror. Oscilez între avocat și procuror. Oricum vei vorbi. Da, exact, exact. Revenim în câteva momente după publicitate, când vom afla ce vrea Eduard să facă și cu ce se ocupă el în timpul liber, dar și când Alex ne va citi câte ceva din blogul său și ne va spune încă o dată adresa unde puteți să-l găsiți după ce se termină emisiunea. În câteva momente revenim. Este ora 9:36. Înainte de publicitate, dacă nu ne-ați ascultat, vă spuneam că în fiecare an, la 20 martie, astăzi adică, e sărbătorită Ziua Internațională a Francofoniei. Și l-am alături de mine pe Bianca Misu, Alex Gaman și Eduard Gavrila, elevi ai Liceului Voltaire, care se ocupă de această săptămână a francofoniei, pentru că în fiecare zi, timp de o săptămână, vor fi spectacole, expoziții dedicate zilei francofoniei. Eduard, discutam înainte de publicitate despre pasiunile voastre și tu ai rămas singurul care n-a apucat să spună ce pasiune are. Ce faci tu în timpul liber? Sigur, practic sportul de performanță, fac basket, am în jur de 5-6 antrenamente pe săptămână, deci sunt foarte solicitat în acest domeniu. Și cum reușești să faci față? Cum aveți voi orele? Dimineață, după amiază? Dimineața, după care este programul after school. Eu în jur de ora 4 ajung acasă, după care la ora 7:30 am antrenament. Și cât durează antrenamentul? O oră și jumătate, dar mai sunt momente când fac două antrenamente sau antrenamentul începe la ora 9 seara, se termină la 10:30. Reușești să fii odihnit pentru a doua zi, să faci față cu brio examenelor, pentru că, iată, așa cum mărturiseați, mâine aveți simulare la matematică. Trebuie. Acest lucru trebuie. Învățatul este pe primul loc, este cel mai important lucru în momentul actual pentru un copil, deoarece din acest punct în care învață, el își dezvoltă viitorul, își dezvoltă abilitățile, își face anumite pasiuni. Și exact, se formează în primul rând și în al doilea rând, dacă încercați cel puțin, că nu trebuie să excelați la fiecare materie, da? Trebuie să, acum sunteți în perioada în care voi vă alegeți ce este mai bun pentru voi, ce vă place mai mult. Și de aceea trebuie să învățați foarte bine, așa cum spuneai și tu, și cred că te ajută foarte mult și programul after school. Da, programul after school chiar ne ajută mult, ținând cont că în majoritatea școlilor din România, nu doar din Craiova, programul after school se plătește, este cu plată. Sau chiar nu există. Sau Exact, nu există, nu există, da. Când în schimb la noi în liceu programul aptoscul este total gratuit. Asta este foarte bine. Nu te-am întrebat, Eduard, ce vrei să faci după ce termini liceul? Vei fi un sportiv sau îți vei alege altceva? Nu m-am gândit chiar așa bine pe cariera de sportiv. Vreau să continui pe Academia Tehnică Militară. Deci cumva tot vei face mișcare. Da. Pentru asta te pregătești tu acum. Voi în continuare de mișcare. Alex, ți-ai ales paragraful să ne citești. Alex are un blog. Dacă nu ne-ați ascultat înainte de publicitate, vreau să le mai zici încă o dată ascultătorilor unde te pot găsi. Mă pot căuta pe Facebook, Colțul lui Alex. Este un nume care nu este unul comun și e cam singura pagină posibilă pe care puteți să o găsiți după acest nume. Ia să vedem ce ai ales pentru noi și pentru ascultători. Astăzi aș vrea să vă prezint un articol din trecutul meu. Este de la data de 14 mai 2016 și vorbește despre generația mea. Când tu aveai 14 ani? Da. Deci erai un copil. Da, este, cred că, cel mai bun articol pe tema aceasta despre Ia să noi. Vedem cum vezi tu copilăria. Generația mea promite enorm. Este generația care nu se limitează la un punct, la ceva. Generația care caută mereu să descopere, să afle. Care se aruncă cu capul în față în orice. Noi sperăm să schimbăm ceva, să ne facem măcar nouă viitorul mai bun. Suntem mulțimea de suflete frumoase, șleata de băgăcioși care nu se lasă până nu obțin ce vor, cărora nu le este frică să își urmeze visele, pasiunile. Eu sper că într-adevăr să aveți mai mult curaj, voi generația. Continuă, scuză-mă. Suntem generația care nu este frică de eșec, care știe că în fiecare lucru pierdut există un câștig. Generația care nu se oprește din a învăța din greșelile altora. Suntem ceea ce voi, generațiile de vârstă mijlocie, ați vrut să fim. Generația neatinse de mâna comunistă. Generația care nu știe cum e să crești cu pâine pe cartelă, cu lumină până la ora 10. Dar suntem generația care caută soluții, care încearcă. Să știi că nici eu n-am prins prea mult vremea comunismului, doar câțiva ani. Însă... cred că cei de vârsta mea, din păcate, au câte puțin din acea perioadă. Alex mai vrea să adauge ceva. Ia să vedem, Alex. În încheiere am spus că de aceea vă cerem vouă ajutorul, vouă generațiilor trecute, care încă puteți forma caractere, care încă puteți face ceva pentru noi, să ne oferiți modele de urmat, să faceți din noi oamenii pe care voi nu ați reușit să fiți, pentru ca măcar noi să facem din România o țară mai bună. Îmi cer scuze că m-am ocupat. Sper să faceți voi din România o țară mai bună, că se pare că alții sunt prea leneși să o facă sau prea indolenți. Apropo de modele de urmat, aveți vreun model pe care îl urmați în viață, o persoană sau o personalitate? Eu cel puțin încerc să-mi iau exemple din mai multe tipologii de oameni, adică nu cred că e cineva perfect încât să-i urmezi în cu totul exemplu și ceea ce face, așa că încerc să... Nu, dar putem învăța, așa cum zici și tu. Exact, încerc să iau ce mai bun. Ai exemple? Da, aș avea câteva, spre exemplu, mi se pare un model de urmat îndeaproape mama mea. Ce frumos spus! Chiar încerc să iau cât mai mult din comportament și din atitudinea ei. Ai luat prin educație, în primul rând. Da. Voi, băieți, aveți un model pe care îl urmați în viață? Nu neapărat. Încerc să îmi creez singur un model, o persoană care știe ce vrea, știe unde vrea să ajungă, își cunoaște foarte bine abilitățile, iar acest lucru cu modelul nu este un lucru așa wow, pentru că fiecare persoană are lucrul lui bun, fiecare persoană poate să ajute. Cu siguranță, dar până când îl descoperiți voi, așa cum spunea și Bianca și cum spunea și Alex, avem nevoie de un model. Adică avem nevoie de oameni extraordinari de la care să învățăm și să luăm din fiecare ce este mai bun. Revenind la Ziua Francofoniei, voi ați ajuns vreodată în Franța, vreunul dintre voi? Da. Și cum este? Cum a fost? Foarte frumos. Chiar duminică m-am întors din excursia pe care am avut-o în Franța. Am hotărât să-mi sărbătoresc ziua acolo și a fost minunat. Adică, pe lângă faptul că orașul Paris este foarte frumos, m-am simțit foarte bine pentru că am știut limba franceză, ceea ce e un plus. Adică și localnicii și nu știu, comercianții încearcă e altfel atunci când le vorbești în limba lor, e altceva. Bineînțeles, și așa cum spunea, este mare lucru să știți și să știm în general cât mai multe limbi străine. Să ne descurcăm acolo unde mergem, să avem mai multe opțiuni la viitoarele joburi. Dar voi voluntariat faceți? Da. Sau... Da. Diferite activități care implică voluntariatul, da. Și activitățile acestea sunt tot cu școala. În intermediul școlii, într-adevăr, avem diferite parteneriate cu diferite ONG-uri și practicăm și voluntariatul. Am avut un proiect cu copii din Franța, copii din Italia care au venit și au stat aici. A fost nevoie să știm limba franceză. Un fel franceză. De schimb de experiență, adică ați mers și voi la ei? Nu, noi n-am mers la ei, decât eu venit un număr foarte mare la noi, copii din Franța și din Italia. S-a desfășurat proiectul la Craiova, un proiect organizat de cei de la Universitatea din Craiova și am desfășurat diferite activități. Am încercat cumva să simulăm anumite comisii din ONU. Exact așa am fost, cu fiecare cu funcția lui, cu ambasador, președinte, adică foarte frumos. Și poate chiar veți ajunge în comisie, cine știe în viitor. A fost un fel de dezvoltare personală, exact. Să zic așa. Iar după câteva luni, după ce s-a terminat proiectul, doi copii din fiecare liceu care a participat, pentru că au fost mai multe licee din Craiova, printre care și liceul Voltaire, au mers în Italia, acolo unde s-au strâns și alți câțiva copii din liceele din Franța și au împărtășit cum ar fi concluziile proiectului și ce a însemnat pentru fiecare liceu acest proiect. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune și vă mai aștept de câte ori aveți un proiect. Sunteți niște tineri minunați și eu sunt convinsă că țara asta va fi mai bună cu voi dacă veți decide să rămâneți aici și să luptați pentru idealurile tuturor. I-am avut alături de mine pe Bianca Misu, Alex Gaman și Eduard Gavrila, de care cu siguranță, zic eu, veți mai auzi în viitor. Și urmează o săptămână întreagă, pentru că încă nu s-a terminat seria spectacolelor și cred eu că primiți și din ascultătorii noștri dacă vor să vină, da? Categoric. Și ne pot urmări activitatea pe pagina de Facebook a liceului, Liceul Voltaire, sau chiar pe site, liceulvoltaire.ro. Este perfect, intrați pe liceulvoltaire.ro și acolo veți vedea exact ce activități vor avea în această săptămână.